Faceți cunoștință! Aceștia sunt crabii speciei Planus minutus. Locuiesc în partea de nord a Oceanului Atlantic și se deosebesc prin mărimea lor foarte mică. De obicei, lungimile lor nu depășesc 10 mm. Desigur că, cu aceste dimensiuni, nu vei nota multă vreme. Rezistă 45 de minute la temperatura apei de 28 de grade Celsius, după aia se înneacă. Pe scurt, crabul a fost nevoit să caute alte modalități de a călători, așa că a decis să facă autostop. Acești crabi își construiesc case pe tot ce plutește, pe bușteni, pe părți ale navelor, pe deșeuri de plastic și chiar pe țestoase. Varianta cu țestoasele este chiar interesantă, fiindcă crabii se ascund într-o zonă între coadă și carapace. 80% dintre țestoase de mare au sau au avut astfel de colegi de cameră. Dar oare lor le este comun să trăiască cu acești crabi sub coadă? Adică oricum le deranjează. Poate e mai bine să fie scoși de acolo și gata. Nu. Dacă înainte se credea că crabii mănâncă fecale de țestoase, acum oamenii de știință sunt siguri că micile animăluțe au funcție de curățare. Așadar, fac un lucru bun, mai ales că sub coada țestoasei este exact atâta loc încât să încapă o pereche de crabi îndrăgostiți. Așadar, aceștia își găsesc un partener, găsesc un fund de țestoasă și trăiesc fericiți acolo. Se împerechează și se reproduc. Iată așa cuibușor de dragoste. Imaginați-vă conversația doi crabi. Aici vom pune o canapea, iar acolo niște perdele verzi. Apoi ne-am gândit că un astfel de comportament sigur trebuie să aibă vreo denumire științifică. Doar oamenii de știință adoră să dea nume la orice. Se numește asta comensalism, formă de relație între două plante sau două animale în care unul folosește resturile de hrană ale celuilalt sau beneficiază de celălalt, dar fără să-i facă rău. Beneficiul constă încă, de exemplu, în adăpost, și în natură avem multe exemple de genul ăsta. Dar, dintr-un oarecare motiv, e legat mai mult de partea din spate a creaturilor vii. Iată peștii din această familie care seamănă cu anghilele, nu au sol și au un corp foarte îngust și lung, deseori pătrund în cavitățile corpului nevertebratelor, precum moluște, stridii și stele de mare. Unii dintre ei trăiesc doar în anusurile castraveților de mare. De îndată ce un astfel de pește dă de un castravete de mare, îi găsește anusul. Nu e greu. Merge după fluxul de apă eliberat din partea din spate. Descoperindu-l, peștele se bagă înăuntru și nu mai vrea să iasă. De obicei, un castravete de mare devine casă pentru un pește, rar când pentru doi. Iar în 1977, un cercetător a găsit un întreg cămin de studenți, 15 pești în interiorul unui singur castravete. Cu părere de rău, noi nu știm ce simt aceștia când peștii aleg să-i folosească drept casă. Se pare că nu-s prea încântați. E clar că nu pot să-și exprime cu voce tare nemulțumirea. Dar se știe că uneori aceștia încearcă să-și blocheze anusurile ca nimeni să nu se bage acolo. Însă, într-un moment dat, oricum trebuie să respire. Așa că peștii se apropie de gaură, așteaptă când aceștia vor respira, apoi pătrund, liniștiți înăuntru. Dar unii castraveți de mare sunt toxici și e un mod absolut normal de a te proteja de prădători. Majoritatea nu vor mânca o creatură care poate să te otrăvească. Împotriva peștelor însă nu pot face nimic. Cel mai probabil că au imunitate datorită mucusului care le acoperă corpul. Pe scurt, dacă văd un castravete de mare liber, se vor băga în el la sigur. Nimic nu-i va opri. Spre deosebire de așa comportament a peștilor, graurii care dorm în subsoara girafelor au niște maniere foarte bune. În general, nu e secret pentru nimeni că păsările adoră să stea pe mamiferele mari africane. Bivol, girafe, antilope, oricine va fi potrivit, dacă în blana animalului se vor găsi suficienți paraziți delicioși, precum acarienii. Dar despre faptul că graurii mari își petrec noaptea pe gazdele sale a devenit cunoscut nu de mult. Aleg un loc mai ascuns și mai comod, de obicei între picioare sau pe burtă. Din fericire, cu girafele nu se întâmplă ceea ce se întâmplă cu castraveții de mare și graurii nu încearcă să pătrundă mai adânc, le ajung axilele. De obicei, așa fel de înoptare e legată de faptul că păsările își rezervează cumva mamiferul și nu caută altul zi de zi ca să mănânce.
Astfel, să petreacă o noapte pe girafa aleasă e o strategie ideală. Uneori, în axila unui animal pot să se acumuleze până la 7 grauri. Oamenii de știință nu au aflat dacă pe girafele gâdilă păsările, dar haideți să le dăm un pic mai mult timp. E prima cercetare de genul ăsta. Studierea comportamentului păsărilor pe timp de noapte. De obicei, sunt studiate doar ziua. În general, păsările sunt super bune în ale comensalismului și a observației. Să luăm de exemplu pădurile tropicale ale Americii Centrale și de Sud. Aici se găsesc furnicile nomade. Iar dacă ați mai vizionat careva episoade de ale noastre, atunci sigur știți că unele insecte și animale se străduie să se țină cât mai departe de furnici. Așa că îndată ce acestea încep să se miște, potențialele victime se rup din loc și se grăbesc să li se ferească din cale. Asta au observat-o păsările și au înțeles că dacă vor urma furnicile, atunci vor găsi foarte multă mâncare. Unele specii nu doar că au înțeles asta, ci și-au pus-o în practică. După milioane de ani de evoluție, s-au obișnuit atât de tare să mănânce alături de furnicile nomade, că au pierdut cu totul capacitatea de a obține mâncare prin oricare alt mod. Și asta este destul de interesant, căci furnicile pot în principiu ucide și păsările care se hrănesc pe spatele lor. Lor le este tot una pe cine să mănânce. Se pare că pentru păsări beneficiul e mult mai important decât riscul morții, dacă s-au fixat pe furnici și au renunțat la independență. În același timp, alte păsări participă la comensalism invers. De serviciile lor se folosesc șopârlele. Tuatara, niște reptile drăguțe care trăiesc doar în Noua Zeelandă. Ca majoritatea endemicilor, au nevoie de condiții destul de stricte ca să prospere. Astfel, temperatura corpului pentru o viață comodă trebuie să varieze între 15 și 21 de grade Celsius. Temperaturile pădurilor în care locuiesc însă noaptea pot să coboare foarte jos. Deci, a doua zi, animalele trebuie din nou să se încălzească. Una dintre modalități este să se încălzească la soare, dar e o procedură foarte îndelungată. De aceea, tuatara au inventat ceva mai bun. Noaptea își găsesc adăpost în cuiburile prionilor. Șopârlelor le este tot una dacă stăpânii sunt acasă sau nu, dar în general cu păsările, de fapt, le este și mai cald. Cercetările au arătat că noaptea petrecută în cuib sau vizuină le permite să-și crească temperatura mai repede în timpul zilei. Asta înseamnă că obțin mai mult timp pentru a căuta hrană, deci cresc mai repede. Se înmulțesc mai activ și, în general, devin mai de succes decât frații lor fără adăpost. Dar cel mai cunoscut exemplu de comensalism este cel asociat șacalilor și tigrilor. Dacă ați citit cartea Jungle de Kipling, sigur vă amintiți de șacalul Tabaki. El îl urmărea peste tot pe Shere Khan. Asta nu e o invenție a scriitorului. Șacalii alungați din haită intră în relații de comensalism cu tigrii. Aleg un tigru și se atașează de el. Apoi șacalul începe să-l urmeze la o distanță sigură pentru a se hrăni cu prada străină. În caz de pericol, poate să-l avertizeze cu un strigăt puternic, dar asta nu e neapărat. De obicei, tigrii pur și simplu îi suportă, le permit să se afle pe aproape și nu manifestă agresiune față de ei. Mai mult decât atât, este cunoscut cazul când alți tigri nu atingeau șacalul care era însoțitorul unuia dintre ei. Și aici m-am gândit că episodului nostru nu-i ajung niște păianjeni, odată ce am menționat furnicile, dar trebuie să plecăm de departe. Unii păianjeni fac pânza doar din glandele din spate, dar acest păianjen este o excepție. El poate trage cu pânză din gură, o face cu forță mare și umple firele cu venin, astfel încât să imobilizeze și să otrăvească victima în același timp. Sună înfricoșător? Normal că da! Și ceilalți păianjeni se feresc de aceștia care scuipă cu pânză, mai ales că îi vânează pe cei mai mici. Uitați-vă, se stabilesc pe deasupra lor și îi prind când ies din casă. Uneori mai și bat în cuibul prăzilor, ca să verifice dacă este cineva acasă. Totuși, micuțul nu este complet lipsit de apărare. El știe ce înseamnă comensalism. El știe că prădătorul său urăște furnicile țesătoare, pentru că el face parte din meniul lor și încearcă să le evite în orice mod posibil. Chiar și scuipatul lui cu pânza nu va ajuta. Da, poate să imobilizeze câțiva indivizi, dar nu tot grupul. Asta înseamnă că păianjenul scuipător n-are nicio șansă.
Așadar, micuții păianjeni înțeleg asta și se cuibăresc alături de furnicile țesătoare, așa încât acestea să se vadă foarte bine sau măcar să miroase bine a furnici. Asta e de ajuns. Prădătorul scuipător sigur nu se va apropia de adversarul său. Micuțul păianjen va fi în siguranță, iar furnicile nici nu au idee că cineva le folosește pentru protecție. Acum, imaginați-vă că sunteți un crevete imperial. Necătând la numele maestuos, sunteți o creatură micuță care este greu să călătorească la distanțe lungi. Fiindcă toate fundurile de țestoase sunt ocupate de crabi, trebuie să căutați o modalitate alternativă de deplasare. Uberul sub apă nu funcționează, deci va trebui să vă folosiți de melcii de mare, mai ales că le plac melcii dansatori spanioli, sau în engleză Spanish Dancer, așa că uneori îi folosesc pe ei. Melcul este toxic pentru multe creaturi, așa că majoritatea prădătorilor îl evită, astfel evitând și crevetele. În afară de asta, creveții se hrănesc cu resturile biologice ale melcului, deci putem spune că prânzul este inclus în prețul călătoriei. Crevetele poate rămâne mult timp cu același melc, dar dacă va găsi un loc bun unde să se hrănească, poate să coboare de pe spatele lui și să ia o gustare. Când burta este plină și înțelege că poate continua calea, se urcă pe spatele unui alt melc și merge mai departe. Și ca la urmă aș vrea să vă povestesc despre cel mai drăguț caz de comensalism în natură, după părerea mea, desigur că... Fluturii, ca orice creatură vie, trebuie să primească de undeva natriu. Florile în această chestie nu ajută deloc, de aia caută o sursă alternativă. Unii fluturi se așează pe fecale, da, alții găsesc natriul în noroi. Dar unii fluturi preferă lacrimile. Pot fi lacrimile țestoasei, deși nu sunt prea încântate. Sau lacrimile crocodililor. Ei sunt varianta ideală, fiindcă tind să cadă în amorțeală, adică își încetinesc metabolismul și stau nemișcați perioade lungi de timp. Pe scurt, fluturii au o mulțime de timp să se sature de lacrimi, adică de natriu. Mai și atrag atenția la păsări, deși asta se întâmplă mai rar și doar noaptea. Căci doar atunci păsările cad într-o stare cam similară de amorțeală, din cauza scăderii temperaturii corpului și nu încurcă fluturii. Merită de menționat că așa mod de a dobândi natriul nu este tipic doar fluturilor, iar animalele care lăcrimează trebuie doar să accepte acest fapt. Până insectele nu fac nici rău, nici bine în acest caz, pot să nu întreprindă nimic. Așa și funcționează comensalismul. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi și care tip de comensalism v-a plăcut cel mai mult. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!